Asta e. Și vă mai bat la cap cu o singură regulă. Puteți să mă opriți absolut oricând, am uitat să vă zic. Și să mă întrebați orice doriți. O singură regulă, să zicem, mai avem. După cum vedeți, mari reguli nu sunt. Una singură este atenție la personalități. Tot timpul se întâmplă ceva. Tot timpul. Absolut tot timpul. Îl avem aici pe Adrian Năstase, care a venit mândru la Botoșani și l-a oprit un țigan în centru care vrea să-i vândă icoană. Asta e extrem de deranjat de acest aspect. Plin de petiții, plin de... Nu m-a interesat altceva, că a dat noroc cu prefectul, cu primarul, cu... Cum e fotografia asta, m-a interesat. Au venit, nu știu ce, liberali și au făcut o recepție, am un feeling chiar aici, la Hotel Marie. Cum a ilustrat fotoreporterul meu recepția respectivă? Așa. Chiar așa era mâncarea, o să era la rapsodia, nu la mai. Și era un nene ăsta, un homeless care se uita în vitrină, ar fi mâncat și paharele cu tot. Se apucă la afară, n-avea nicio legătură cu cei dinăuntru, n-avea nicio... Asta a fost fotografia despre acel eveniment. Din păcate, le trece repede. Fotoreporterii români sunt îngropați în concret. De obicei, fotografia despre incendiu este cu incendiu. Nu-i cu altceva. Deci nu au, eu știu, aici probabil dumneavoastră aveți imaginația sau fantezia, picătura aia, măcar, stropul ăla care lipsește. Eu văd tot timpul și mă uit, fac, eu știu, comparații cu ce văd în alte ziare. Astea e fotografii cu inundațiile de la România. Una din ele sunt mii. Căreia nu avem ce să-i reproșăm. Aici mai avem una. Nici asta nu avem ce să reproșa. Asta nu a dat după un site.